domnilor, acum vreau să vă prezint noua generație Hyundai Tucson, care, iată, a venit în țara noastră. Eu am condus generația precedentă a modelului mai bine de un an, astfel acum pot să vă spun cu adevărat unde a evoluat noul model. Haideți să-l cunoaștem mai bine și să aflăm cum merge motorul de 2 litri turbodiesel. Odată ce au dat lovitura cu actuala generație Santa Fe, coreenii de la Hyundai nu au mai stat mult pe gânduri când a venit vorba de formele noului Tucson. Noua generație a preluat mult din designul fratelui mai mare, renunțând la formele rotunjite în favoarea liniilor ascuțite, a grilei imense de formă hexagonală și a farurilor cu o expresie foarte încrezută. Arată fenomenal. Exact, asta am spus atunci când am văzut prima poză oficială a modelului, iar de îndată ce l-am văzut pe viu, s-a risipit orice urmă de îndoială. Și dacă exteriorul este atât de atrăgător, mai ales în versiunea de top cu jantă de 19 inci, haideți să vedem ce surprize ne rezervă interiorul. Doar priviți cum s-a schimbat interiorul noului Tucson. Este mult mai spațios, cu adevărat creșterea în dimensiuni se simte în primul rând odată ce veți urca în această mașină. Stau acum ceva mai departe de pasagerul din dreapta, iar asta dă dovadă că mașina cu adevărat este mai largă. Poziția la volan este foarte bună, am o cotieră destul de mare pe care îmi pot relaxa mâna atunci când merg pe distanțe lungi. Volanul este tapizat în piele, am un cadran de bord excelent în fața mea, care este dominat pe mijloc aici de un alt ecran mult mai mic și el color, și multe alte dotări pe care le puteți găsi în Hyundai Tucson. Îmi place foarte mult ce am găsit aici, dar vreau să vedem cum stau lucrurile și pe bancheta din spate. Dar până să trecem în spate, nu am cum să nu menționez noua planșă de bord și consola centrală cu butoane de dimensiuni mari, foarte ușor de accesat. Peste toate tronează ecranul de 8 inci cu o grafică nouă, plăcută vederii. Scaunele sunt mai moi decât la generația precedentă, poziția la volan este mai înaltă, iar o mare parte din comenzi au fost rearanjate pe tunelul central pentru și mai multe funcționalitate. Levierul frânei de mână a fost înlocuit cu un buton, care ocupă mult mai puțin spațiu. Priviți cât loc am aici în spate. Scaunul din față este aranjat după preferințele mele atunci când stau la volan, motiv pentru care, iată, vedeți că am aici foarte mult loc pentru picioare și genunchii chiar nu ajung până la scaunul din față. Un alt lucru destul de important atunci când veți călători pe distanțe lungi este că puteți, iată, rabata această spetează ceva mai în jos, iar astfel chiar puteți trage și un pui de somn aici în spate. Foarte fain și cei de la Hyundai chiar s-au gândit la acest lucru. Trecând la alte aspecte, aflați că încălzirea pentru scaun a rămas aici, nu a dispărut, am avut-o pe generația precedentă și iată, poate fi găsită și pe această nouă generație. Însă un lucru care a apărut aici este această gură de ventilare, care iată acum oferă și mai mult confort celor care stau în spate și nu trebuie să aștepte ca aerul rece să vină din față ceva timp până aici în spatele mașinii și acum se vor simți desigur mult mai confortabil. Ei bine, acum că am stabilit toate aceste lucruri, haideți să vedem totuși cum merge noul Hyundai Tucson. Odată ce am luat-o din loc la volanul noii generații Hyundai Tucson, am realizat imediat cât de mari sunt modificările operate de coreeni. Probabil cel mai mare avantaj pe care o are noua generație Hyundai Tucson este izolarea fonică. Aceasta a fost îmbunătățită de câteva ori și este primul lucru care, iată, l-am observat la noul model de îndată ce am pornit la drum. Aveți impresia că sunteți într-o mașină de clasă premium, pentru că liniștea care domină în această mașină, chiar dacă sub capotă stă propulsorul turbodiesel, este uimitoare. Puteți vorbi în șoaptă în acest automobil și la sigur veți fi auzit de toți pasagerii din mașină. Cu adevărat,
percepeți un pic altfel această mașină și vorbesc acum sau mă adresez celor care au condus și generația precedentă Hyundai Tucson. Se percepe altfel inclusiv datorită designului, care este mai matur, care pare a fi furat un pic de la Santa Fe, dar nu este o problemă atât timp cât aceste modele fac parte din aceeași gamă. Iar astfel mașina aceasta este ceva mai respectată în trafic. Este un model care arată foarte bine, lumea întoarce capul după el, motiv pentru care Tucson este o mașină destul de vizibilă în trafic. Acum, haideți să aruncăm o privire mai atentă peste partea tehnică al noului Tucson. Deocamdată, în țara noastră, noul Tucson este disponibil doar cu motoare în 2 litri. Vorbesc despre motorul pe benzină de 2 litri și 160 de cai puterea și propulsorul de 2 litri turbodiesel care produce 187 de cai puterea. Diferența cea mare acum constă în cutia automată în 6 trepte, care a fost regândită acum de inginerii Hyundai. Aceasta este mult mai rafinată, schimbă treptele mult mai bine și promite un consum de combustibil ceva mai mic. Potrivit reprezentanței din țara noastră, în curând în Moldova va fi oferită și varianta cu motor de 1,6 litri turbo, cuplat la o cutie automată cu 7 rapoarte și dublu ambreiaj. Aceasta ar putea avea un preț ceva mai mare decât versiunea cu motor pe benzină de 2 litri, dar în schimb va oferi în jur de 170 de cai putere și o accelerație mai rapidă. Dacă pe generația anterioară am ales motorul de 2 litri pe benzină, de această dată totuși am optat pentru motorul turbo diesel de 2 litri și 187 de cai putere. Acesta livrează tocmai 400 de Nm, motiv pentru care fiecare accelerare va aduce un nivel foarte înalt de plăcere și asta pentru că nu va mai dura o veșnicie ca să depășiți mașinile din fața dumneavoastră. Deci este un motor care trage foarte bine de jos, ceea ce este caracteristic motoarelor turbo diesel. Are un consum de combustibil destul de redus, o chestie care este la fel foarte importantă pentru cei care au condus generația anterioară Tucson, care fiind dotată cu motorul pe benzină, reușea să dea dovadă de un consum de combustibil ceva mai ridicat. Eu am circulat cu acest model în mare parte în zonele extraurbane și am înregistrat un consum de combustibil de 7,5 litri, cifră care sunt sigur că poate scădea și mai mult. Ceea ce ne bucură și mai mult în cazul motorului diesel este că acesta a devenit mai accesibil. Diferența de preț dintre cele două unități nu mai este atât de mare. Însă atunci când vine vorba despre consum și accelerare, deosebirea este evidentă. Un alt punct de atracție este, bineînțeles, interiorul. Doar priviți cum arată această mașină aici. Priviți acest monitor de 8 inch care este imens și nu se compară cu monitorul LMIC din versiunea premium de pe generația precedentă. Este un monitor care, iată, incorporează și un sistem de navigație care este oferit de TomTom și oferă 7 ani posibilitatea ca să vă folosiți gratis de sistemul Life, ceea ce vă permite să monitorizați în direct care este situația pe drumurile europene. Vorbesc acum de ambuteiaje și accidente rutiere care v-ar putea să vă rețină din drumul dumneavoastră. De fapt, toate lucrurile pe care le vedeți aici au fost îmbunătățite. Singurul element din plastic ceva mai dur se află aici pe planșa de bord, unde de obicei nu prea veți ajunge cu mâna, bineînțeles, în partea inferioară a ușilor. Avem plastic ceva mai dur și aici pe tunelul central. Un lucru destul de normal pentru segmentul din care face parte Hyundai Tucson. În rest, aici pe uși, în partea superioară, plasticul este mai moale și mult mai plăcut la atingere. Volanul este tapizat cu piele, ceea ce oferă un sentiment foarte plăcut de fiecare dată când țineți de el. Scaunele sunt și ele tapizate cu piele, este vorba de piele artificială, dar mult mai calitativă decât la generația precedentă și chiar este o piele care îmi reamintește de cea pe care am găsit-o în Hyundai Santa Fe. Numai puțin impresionante sunt senzațiile din spatele volanului și tehnologiile pe care le propune noul Tucson. Vizibilitatea este extraordinară de pe locul șoferului. Poziția la volan este ceva mai înaltă în acest model, motiv pentru care veți reuși să vedeți absolut tot ce se petrece în jurul mașinii, mai ales dacă veniți în marșarier, mai aveți și camera video care, iată, va proiecta imaginile pe acest monitor de 8 inch. Oglinzile nu sunt de dimensiuni foarte
foarte mari, dar suficient de bune pentru ca să vedeți tot ce se face în spatele mașinii. Iar dacă veți bifa sistemul de monitorizare a unghiurilor moarte, care este oferit, bineînțeles, opțional pentru suma de vreo 800 de euro, aici pe oglinda retrovizoare veți vedea un beculeț care vă va avertiza de fiecare dată când aveți o mașină undeva în spatele dumneavoastră. Este un sistem foarte bun, atât în oraș, cât și în afara lui. Dincolo de acestea, în lista dotărilor noului Tucson figurează haionul acționat electric, farurile cu iluminare suplimentară în viraje, volanul cu încălzire și chiar sistemul de ventilare a scaunelor din față, care vor aduce un plus de confort în zilele toride de vară. Pe lângă acest ecran color, iată că aici în centrul cadranului de bord și-a mai făcut loc un ecran destul de mic, care este și el color și care va avea grijă să vă informeze cu privire la toate sistemele mașinii. Noul Tucson are și un sistem care monitorizează presiunea în pneuri, motiv pentru care dacă una dintre roți va scădea din presiune sau iată, veți avea pană la una dintre roți, veți fi imediat notificat, iar notificarea va fi afișată pe acest ecran. Rest, datorită lui, bineînțeles, puteți vedea care este consumul de combustibil, direcția în care mergeți și chiar datele sistemului de navigație. Este un monitor foarte plăcut și vă spuneam eu, color, ceea ce contează foarte mult și de fapt este și el un pas înainte față de generația precedente. Pe finalul acestui test drive trebuie să menționez că acum este mult mai plăcut să conduci un Hyundai Tucson și sunt sigur că acest SUV se va bucura de un mare succes pe toate piețele unde este comercializat. Noua generație a făcut un pas imens înainte și a ieșit categoric în fața concurenței. Fără îndoială, acum Tucson este liderul clasei din care face parte. Am ajuns la finalul acestui test drive. Noua generație Hyundai Tucson cu adevărat a evoluat foarte mult. Este o mașină mai încăpătoare, oferă materiale mai bune, iar ceea ce contează cel mai mult este că partea tehnică a fost îmbunătățită. Ei bine, față de generația precedentă, care avea un motor pe benzină ceva mai leneș, noua generație pune la dispoziția clienților un motor pe benzină la fel de 2 litri, ceva mai agil. Dacă este să vorbesc despre acest turbo diesel care stă sub capota acestei mașini, după mine, anume el, este varianta optimă. Oferă foarte multă putere și este eficient. Să vedem care sunt costurile de cumpărare, asigurare și întreținere a noului Hyundai Tucson, disponibil și cu o garanție de 5 ani. Prețul cerut pentru versiunea cu motor pe benzină de 2 litri și dotări standard pornește în țara noastră de la 16.400 de euro. Modelul condus de mine are un preț final de 31.700 de euro, care se datorează unui motor turbo diesel mai puternic, echipării maxime exclusiv, tracțiunii integrale, cutie automate cu 6 trepte și tuturor opționalelor bifate. Dacă vă gândiți să procurați acest automobil în leasing după un avans de 25%, la care se va adăuga și comisionul de administrare de 1,5%, va trebui să achitați pe loc 8.400 de euro, iar ulterior veți mai plăti câte 634 de euro timp de 48 de luni. Întreținerea acestui model pe durata primelor 30.000 de kilometri vă va costa 6.000 de lei, în timp ce costurile de asigurare anuală vor constitui 405 lei plătiți pentru polița RCA și 1.331 de euro pentru asigurarea casco.